Hei, salut! Sunt Ionel, un oltean în Franța. Uite, mișc foarte mult că ne-am trepied și sunt în mișcare cu, cer scuze pentru asta, cu telefonul. Tocmai ce am livrat, cred că ultimele patru borcanele de miere, că nu mai am miere pe stoc, mare lucru, așa, la Lila Kebab din Desiz. Așa, și am făcut și comandă de kebab. Vedeți cât timp de efortul de gătit și pe urmă repede să intru în emisiune, că e vineri seara. Mai mult de atât, o să trec aici să prind o lumină bună, să vedeți ce s-a întâmplat aici. Imediat. Da. Au tăiat platinii și au sculptat din trunchiuri, da? Serie de statuiete. Dacă se văd. Da? Să merg pe partea asta și să vedeți, aici au făcut o bărcuță foarte frumos. Da? Și aici un păun, cred că este. Altfel sunt bine. Mierea cu plătacii ne-a dat rezultate. Și e o vreme frumoasă astăzi. Mâine e sâmbăta Paștelui aici. Fac o mică excursie și așa este, ne plimbăm luni liberi și pe urmă mergem mai la muncă. Cam asta este, ideea era că sunt bine și că remediile naturale fac efect dacă știi când și cum să le folosești. V-am salutat, Ionel, un oltean în Franța. Au revoir!